Poliția din Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de o femeie din municipiu cu privire la faptul că a auzit pe strada Parâng, în apropierea locuinței sale, mai multe focuri de armă. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin și Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase Mehedinți, care au identificat la intersecția străzilor Parâng și Bucegi 6 tuburi cartuș calibru de 9 mm cu membrană de culoare verde destinate armelor neletale confecționate special pentru a produce zgomot. La data de 31 martie anul curent, polițiștii Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase Mehedinți au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județele Mehedinți și Calea Severin, fiind descoperite și ridicate o armă de calibru 9 mm și 20 de cartușe de zgomot. Din verificările efectuate de polițiști, s-a stabilit că un bărbat din Drobeta Turnu Severin ar fi introdus fără drept în România o armă, acesta nefiind deținător legal de arme letale sau neletale supuse autorizării. Față de bărbat s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca astăzi, 1 aprilie, să fie prezentat unității de parchet competente cu propunerea de luare a unei alte măsuri preventive. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și uzul de armă fără drept în formă continuată.